Modalitatea prin care buletinele de vot pentru scrutinul din Rusia vor ajunge la Tiraspol nu este clară, dar organizarea alegerilor în regiunea separatistă este ilegală. Asta a subliniat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, astăzi, înainte de ședința guvernului. Nu e probabil că aceste buletine de vot au fost tipărite chiar pe loc pentru a se evita trecerile prin punctele de frontieră, dar referitor la modalitatea cum vor ajunge înapoi în Federația Rusă, foarte greu de spus. În orice caz, hotarele Republicii Moldova sunt controlate și, iarăși, căi legale de ducere și aducere a acestor buletine de vot nu există. Vicepremierul pentru reintegrare a mai afirmat că acțiunea în sine are rolul de a sfida legislația Republicii Moldova și a demonstra că în regiune se poate face orice. Nu atât aducerea sau ducerea buletinelor de vot, ci procesul însuși conta foarte mult, a conchis Oleg Serebrean. El a evitat să spună dacă vor urma sancțiuni pentru Federația Rusă, acest lucru fiind în competența Ministerului de Externe. După ce Moscova s-a arătat neclintită din decizia sa de a deschide secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile prezidențiale din Rusia, programate să aibă loc în perioada 15-17 martie, Ministerul de Externe l-a convocat marți 12 martie pe ambasadorul rus Oleg Vasnetsov. Diplomatului rus a fost înmânată o notă de protest în legătură cu deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană, contrar solicitărilor anterioare ale autorităților de la Chișinău de a nu recurge la asemenea acțiuni.